Aseară, la un restaurant din Buzău, în prezența mai multor oficialități ale județului în frunte cu primarul Constantin Boșcodeală, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi și antrenori. Cel mai bun sportiv al județului Buzău per 2012 a fost desemnat în urma performanțelor obținute jucătoarea de tenis de masă Roxana Istrate de la CSM Buzău. Locul întâi la categoria sporturi olimpice este ocupat anul acesta de Sportiva Istrate Roxana! Cea mai bună echipă a fost desemnată cea de rugby în 7 de la Stejarul Buzău. Pe locurile următoare s-au clasat echipele de volei junior de la CSŞ Buzău. Premiată în această seară este echipa de rugby în 7 seniori, Rugby Club Stejarul Buzău. Echipa de volei junior a Clubului Sportiv Școlar Buzău, antrenor Constantin Georgiana. Echipa de volei cadeți a Clubului Sportiv Școlar Buzău, antrenor Constantin Georgiana și bolișteanu Marian. Al doilea sportiv al județului a fost desemnat Ovidiu Ionescu, tot de la tenis de masă. Pe locul 2 se află sportivul Ionescu Ovidiu, tenis de masă! Ovidiu Ionescu, tenis de masă! Pe locul 3 s-a clasat atleta Adelina Panaet, reprezentată la festivitatea de antrenorul său. Locul 3 este ocupat de sportiva Panaet, Adelina! Adelina Panaet! Pe parcursul festivității, care a durat aproape 3 ore, au fost premiați sportivii, antrenorii și oficialii de la toate sporturile olimpice și neolimpice care activează în Buzău.